doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o nouă lansare în raftul de Nisei. Este vorba despre o mare surpriză a literaturii de limbă germană. Katia Petrovskaya, Poate Estera, roman format din povestiri legate. Iată că în literatura germană, contrar așteptărilor, Noa Stea nu este o scriitoare de origine germană, ci o scriitoare de origine evreiasco-ucrainiană. Katia Petrovskaya s-a născut în 1970 la Kiev. A studiat filologia la Tartu în Estonia și a luat doctoratul în literatură, apoi a mers în Statele Unite ale Americii pentru studii postdoctorale la New York University, la Stanford University. În 1999 s-a stabilit la Berlin și a devenit în curând una dintre cele mai disputate jurnaliste pentru marile ziare germane pe probleme culturale contemporane. Katia Petrovskaya este marea surpriză pentru că este o mare scriitoare într-o limbă care a dat atâția mari scriitori. Dacă aș pronunța poate numai două nume, Thomas Mann și Martin Walser. În Germania există un premiu literar care face parte dintre cele mai importante premii literare germane și care se acordă unui scriitor care prezintă manuscrisul unei cărți nepublicate. Acest premiu se numește Premiul Ingeborg Bachmann în memoria uneia dintre cele mai mari poete ale secolului 20, Ingeborg Bachmann, care în același timp a fost și o mare prozatoare. După ce se acordă premiul Ingeborg Bachmann, editurile germane participă la o licitație pentru a pune mâna pe acel manuscris care a câștigat premiul și pentru a-l publica. Katia Petrovskaya și-a prezentat în 2013 manuscrisul acestui volum, Poate Estera, la premiul Ingeborg Bachmann. L-a câștigat, iar în cadrul licitației care a avut loc, editura Zurkamp a câștigat-o ca autoare cu o sumă în euro cu 7 cifre, deci cu 6 zerouri, o sumă imensă. Și apoi volumul Poate Estera a apărut în 2014, fiind încununat în Germania cu alte 4 premii importante, printre care premiul Ernst Stoller și mai ales premiul pentru literatură Aspecte. Cariera ei internațională a început în 2014, în momentul de față este tradusă în peste 20 de țări, iar în 2015 a luat cel mai important premiu internațional european care se acordă în Italia, premiul Strega Europeo. Katia Petrovskaya scrie, s-a spus de către marea critică germană, într-o germană atât de frumoasă cum nu scrie niciun alt scriitor german contemporan. În Poate Estera, ea face o călătorie în Ucraina natală, apoi în toată lumea, pe urmele familiei sale, începând din primii ani ai secolului 20 până în prezent.
Dacă vreți, mergând pe urmele familiei sale, scritoarea trasează contururile unei Europe centrale azi dispărute și oferă o istorie personală, suculentă, plină de umor, chiar și atunci când vorbește de marile tragedii pe care le-au suferit evreii în timpul celui de-al doilea război mondial. Deci o istorie personală a secolului 20, cum nu am mai citit până acum. Invitatele mele, care vă vor convinge cu siguranță că trebuie citit volumul Poate Estera, un roman alcătuit din povestiri legate, dacă vreți, așa cum este romanul lui Shafran Foer, le-am invitat pe Ana Maria Caia, binecunoscută. Ana Maria Caia este jurnalist cultural. În momentul de față, ea face o revistă excelentă, 7 seri. Alături de ea se află Mihaela Dedeoglu, de asemenea binecunoscută, pentru emisiunea ei culturală de luni până vineri de la RFI. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Anei Maria Caia. Am citit cartea așa zilele astea și azi suntem în zi de alegeri și mi se pare o carte foarte importantă în ziua de alegeri. E o carte despre Europa centrală și de est, dar într-un sens foarte profund e o carte central și est europeană. Dacă avem cumva vreo identitate comună, identitatea asta comună vine din strămoșii ăștia care au trebuit să se mute dintr-o parte într-alta, care s-au pierdut prin gropi comune, care au dus un război mare împreună, un război care ne-a adus inclusiv această identitate comună, sigur, care s-a tradus trist în secolul 20. Nu e o carte veselă, sigur, e o carte cu mult umor. Noi, este europenii, ar trebui să o citim. Probabil că altora, dintr-un vest mai relaxat și mai puțin mai lipsit de griji, li s-ar părea o carte de-a dreptul exotică, cu niște oameni care trăiesc sufocați de propriile lor emoții, cu niște oameni care își au parcursul în viață așa, obstacol după obstacol. Nouă însă ni se par toate familiare. Bine, autoarea trăiește la Berlin, autoarea scrie în limba germană, dar autoarea este ceea ce s-ar putea numi un est european sau un central european. Și istoria asta a familiei ei, care se traduce în istoria secolului 20, de fapt, o adună foarte fin, încercând să răscolească prin amintirile alor săi, prin arhive. E aproape o muncă de detectiv, dar e frumos că totuși rămâne literatură, pentru că e o muncă de detectiv cumva dublată de o doză foarte mare de poezie, pe care ea nu o pierde nici când atunci dorește să ne arate documentele, dorește să ne arate adevărul. E o carte foarte frumoasă, stilul de scriptură e absolut delectabil, se citește ușor, deși e o carte dramatică, deși câteodată e împovărătoare. O să vă citesc puțin, o să recunoașteți probabil scena din istoria noastră recentă, din istoria fiecăruia dintre noi, din poveștile de familie. Autoarea stă cu familia pe o stradă din Kiev. Deja era în URSS. Strada mea se numea Strada Florența, în onoarea frumosului nostru oraș italian înfrățit. Și cei care locuiam acolo aveam noroc, căci în adresa noastră se manifestau ceva din frumusețea Italiei, precum și apartenența noastră la lumea frumuseții. Faptul că și nouă ne era îngăduit să fim frumoși, că și noi eram crescuți în spiritul renașterii ca să ajungem oameni noi, renăscuți, că aveam să stăm în centrul universului, chiar dacă în spatele cortinei de fier. Această raportare vine la libertate, la o aspirație, la o viață normală de pe strada Florența. Mi se pare că noi toți am trebuit să jucăm jocul ăsta. E interesant, autoarea e relativ tânără și e interesant, m-am gândit citind cartea ei și admirând demersul ei de a merge pe firul poveștii familiei ei și a reconstitui istoria
lor. M-am gândit că generația mea are puțin oroare de istorie, de raportarea asta la cei de dinaintea noastră. Câteodată mă gândesc că nici măcar cu cei apropiați ai noștri, cu cei din familie, cu bunicii noștri, cu părinții noștri, nu vorbim destul. Nu întrebăm aproape nimic despre ce a fost, ca și cum ne-ar fi frică să ne întoarcem într-un trecut care a conținut foarte multă oroare. Și mă gândeam că cine se înhamă la un asemenea demers să răscolească în oroarea asta a istoriei noastre recente, deloc mică, trebuie să aibă o motivație foarte puternică. Trebuie să simtă un fel de datorie față de cei dinainte. Și noi, generația noastră, ca și specialiștii de marketing, ne spun millennials și ne spun voi sunteți niște oameni care nu vreți să aveți datorii. Și datorii fizice, dar nici datorii spirituale. Și mă gândeam de ce te-ai duce înspre trecut într-un asemenea fel și cred că răspunsul e tot din cartea al autoarei, pentru că le datorăm existența. Și dacă nici asta nu e o datorie suficient de mare cât să ne raportăm la cei de dinaintea noastră, nu știu care ar putea fi. Sunt pur și simplu datorii care nu pot fi anulate. Sigur, cartea este un carusel emoțional, pentru că ajungem în cele mai adânci gropi comune ale Europei de Est, ajungem în lagărele de concentrare, familia ei fiind o familie evreiască, ajungem pe niște străzi socialiste, ajungem în timpurile de început ale comunismului, al bolșevismului în URSS, nu e nimic comod acolo, însă în același timp ajungem și în lumea noastră și interesant cum lumea noastră reprimă aceste amintiri. Îmi vine în minte o secvență din carte extraordinară, autoarea ajunge în Austria. Austria e cea mai civilizată, nu dintre țările acestea centrale europene, trăiește prosper. Și Austria aceasta, sub un ambalaj turistic, pachetat frumos, lângă pajiști și ferme încântătoare, hoteluri minunate, anulează orice amintire. Nu vrea să-și aducă aminte de nimic. Și povestește în această nouă lume, autoarea se duce să caute un lagăr de concentrare și cineva îi povestește, păi anul trecut aici au fost niște evrei ultra-ortodoxi și erau îmbrăcați foarte gros cu hainele lor negre și foarte neadecvat pentru vremea de afară, care era foarte plăcută. Și iată, anul acesta sunt aici saudiți care vin să se bucure de răcoarea Austriei vara, dar vezi tu, anul trecut a plouat la un moment dat și saudiții cu evrei zburdau împreună prin ploaie, bucurându-se de acest fenomen meteo care pentru ei era senzațional. Cumva din istorie, până la urmă, asta rămâne. Autoarea povestește puțin sau introduce, Google pentru ea este un personaj, internetul este un personaj, se ajută de el în această anchetă și mă gândeam că noi acum trăim într-o epocă în care ne fabricăm pe internet un fel de personalitate care e adeseori optimistă, cum să zic, mai bună decât realitatea de fapt. Și mă gândesc dacă nepoții noștri vor face ce a făcut Katia Petrovskaya cu familia ei, ce arhivă ciudată va găsi și cum vom părea o societate perfectă pentru ei, lipsită de dramele și de nenorocirile care sunt păstrate doar în arhivele istoriei. Vă încurajez să citiți cartea. Nu e o carte de vară, nu e o carte de plajă, dar nu, ăsta este scopul cărților. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria Caia. O invit la microfon pe Mihaela Dedeoglu. Înainte de asta vreau să vă spun că familia ei stătea pe acea stradă cu nume frumos de floare, exact lângă Maidanul contemporan din Kiev. Mulțumesc! Bună ziua, în primul rând! Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am început să citesc acest volum, mi-am închipuit că am nimerit peste o altă carte a unei generații de scriitoare care, sau de scriitori care își caută cu disperare rădăcinile. Este mai mult decât atât, pentru că
Dacă după război a trebuit să așteptăm, anumite generații a trebuit să aștepte mulți ani pentru ca poveștile să fie scrise și mai ales să fie auzite, de data aceasta avem de a face cu cea de-a treia generație. În condițiile în care supraviețuitori nu prea mai sunt, această generație de scriitori se lovește de o absență. Branșe ale familiei, rădăcini ale familiilor lor și ramuri întregi din arborele genealogic au dispărut și simt nevoia să plece în căutarea acestor ramuri ale arborelui genealogic. Pentru Katia Petrovska este ceva mai mult decât atât. După cum spunea și doamna Comănescu, este un roman, o carte scrisă în limba germană. De ce? Pentru că Katia Petrovska locuiește la Berlin. A plecat acolo pentru că s-a îndrăgostit, s-a stabilit la Berlin și Berlin a devenit a doua ei casă. A devenit la un moment dat necesar să scrie pentru noi ei prieteni și să povestească noilor ei prieteni cine este, de fapt, și care sunt rădăcinile ei, și este unul dintre motivele pentru care s-a apucat să scrie în limba germană. Un alt motiv este și faptul că are rădăcini în multe țări. Imperiul Austro-Ungar, Polonia, Rusia, toate lucrurile, toate rădăcinile acestea, poftim? America, toate rădăcinile acestea vin cu poveștile lor. Spunea Katia Petrovska într-un interviu că atunci când ajunge în Polonia, venind, de exemplu, din fosta Uniune Sovietică, ea care călătorește mult, este privită ca o rusoaică venită din fosta Uniune Sovietică, dar și ca o nemțoaică. Ea ajunge în Polonia cu o încărcătură istorică destul de puternică, pentru că atunci când e privită ca un rus, evident că toată lumea se uită cu oarecare suspiciune și că ea se simte încărcată de această istorie, nu tocmai fericită. Toate ororile pe care sovieticii le-au lăsat în Polonia și mai ales în Varșovia, faptul că în 44 au stat cu minți de partea cealaltă a Vistulei, așteptând ca Varșovia să fie complet rasă de pe fața pământului până când să intervină. O spune cu foarte multă simplitate Katia Petrovska lucrul acesta. Se încarcă singură cu istoria, nu neapărat istoria familiei, cât istoria mare a Europei. Pe de altă parte, când vine din Berlin către estul Europei, îi se spune că pleacă în căutarea rădăcinilor sale evreiești. Ea e a treia generație. A treia generație a unei familii care are într-adevăr origini evreiești, dar nu numai, pentru că familia s-a stabilit la un moment dat în Uniunea Sovietică, pentru că a fost complet integrată în Uniunea Sovietică și și-a dorit să fie integrată în Uniunea Sovietică. Prin urmare, rădăcinile evreiești și obiceiurile evreiești au fost lăsate deoparte. Ca urmare, ea nu vorbește iriș. Nu vorbește nici limba polonă, ea vorbește rusa. În mediul acesta a crescut. Și mai ales nu se simte moștenitoarea unor victime, în mod paradoxal. A început totuși demersul acesta de căutare a rădăcinilor pentru că și-a dorit foarte mult să vorbească despre ea și despre familia ei. Și ce a găsit nu a fost întotdeauna foarte frumos, însă a găsit o poveste surprinzătoare pe care o veți descoperi în aceste pagini, a unei familii, cum nu știu dacă mai există astăzi, care s-a dedicat trup și suflet copiilor abandonați, a surdomuților. O familie care a învățat generații de copii surdomuți să se exprime, să se poată integra în societate, în condițiile în care, în vremea respectivă, erau în cel mai bun caz considerați handicapați, dacă nu cumva erau considerați spioni, dacă nu cumva ar fi fost condamnați la moarte.
Este un filon important pe care îl veți găsi în, în, acest, în acest volum. Revenind la, la limba germană și la motivele pentru care ea a scris această carte în limba germană, e amuzant că doamna Comănescu ne spunea din criticile apărute în presa germană că cronicarii, criticii literari consideră că are o limbă germană foarte frumoasă. Ea consideră că nu stăpânește atât de bine limba germană. Și că ar fi de ajuns să întrebăm traducătorul, și poate ar fi bine să întrebăm traducătorul, că și traducătorii își dau seama foarte bine imediat că are o limbă, mai curând o limbă orală, pe care o folosește zi de zi, decât limba unui adevărat scriitor de, de germană. Însă era important pentru ea, pentru că este limba pe care ea o folosește acum și că este limba în care vrea să fie cunoscută. Scopul cărții nu este neapărat căutarea rădăcinilor familiei. Scopul cărții este căutarea propriei persoane. În sângele Katiei Petrovskaya sunt amestecate multe, multe rădăcini, multe influențe din întreaga Europa și ea se caută în aceste, în aceste rădăcini. Și apropo de cea, această a treia generație și de victimizarea de care ar fi putut, pe care ar fi putut să-și o, să o preia, de fapt, de la generațiile anterioare și pe care ea o refuză, ea spune că a trăi într-o, într-o logică victimă-călău astăzi în secolul 21 înseamnă o deresponsabilizare. Înseamnă să nu ne asumăm prezentul și să nu ne căutăm, să nu căutăm să ne construim un viitor și că numai atunci când vom lăsa deoparte logica aceasta de victimă călău, vom putea vorbi despre o a treia generație într-adevăr integrată, care își asumă trecutul, care își asumă prezentul și care reușește să se gândească pozitiv și să-și construiască un adevărat viitor. Un mic pasaj, sunt foarte multe care sunt și, și foarte sensibile, unele cu mult umor, cu mult umor, altele destul de triste, dar o să vă las să descoperiți în acest volum. Ca turist trebuie să te decizi cu ce catastrofă pășești în oraș, cu răscoala din Varșovia sau cu ghetoul, ca și cum ar fi existat două Varșovii, iar unii chiar așa cred, că într-adevăr au existat două, separate prin timp și spațiu. În stare misto, orașul vechi, casele poartă tăblițe, precum un veteran de război își poartă medaliile sale. Tăblițele amintesc de răscoala din Varșovia și sunt un număr așa de mare că nu doar casele din centru s-ar putea sprijini pe ele, ci întreg poporul polonez. Înainte de război, la Varșovia se credea, se mânca și se vorbea evreiește, spre deosebire de Kievul copilăriei mele. Urmele acestei vieți îți lasă acum impresia unor corpuri străine. În 1939, când a izbucnit războiul, la Varșovia trăiau 1 milion de oameni, 39% dintre ei erau evrei. Sunt de fiecare dată uimită să constat că ucigașii și cei ce își amintesc de această crimă știu totdeauna precis cum să numere. Pentru mine aceste 39% schimbă totul. Când sunt 39, nu mai este vorba despre noi și ceilalți, ci despre tine și vecinul tău, așa îmi ziceam. Este vorba despre fiecare al doilea sau al treilea, despre tine și mine. În anul 39, 39%. Cum să-ți amintești de această jumătate de oraș? Și cum să mai trăiești aici? Dacă ai îngloba în trotuar ca la Berlin de fiecare om câte o piatră spre neuitare, străzile Varșoviei ar fi pavate cu pietre aurită. Un mic fragment, cred că ne apropiem de sfârșit, doamnă Comănescu, chiar am depășit timpul, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mihaela Dedeoglu, mulțumesc foarte mult. E o carte cu un limbaj extraordinar în limba germană. Asta spune marele traducător Alexandru Al-Shahidian, care a tradus-o în limba română. V-aș mai da și eu încă un minut, două, trei citate scurte.
are un vis formidabil. După ce m-am trezit, am studiat hărțile. Austria seamănă cu un falus bătrâior în ușoară erecție. După aceea, caută toate lagărele de concentrare, care, spune ea, lagărele de concentrare în Austria aveau cifre romane. Mă gândeam privindu-le la iluminism, la ermitajul din Sankt Petersburg, la Ecaterina cea Mare. Harta de pe internet indică toate lagărele de pe teritoriul austriac. Austria e semănată cu punctișoare ca cerul într-o noapte înstelată. Sute de punctișoare, miriade, cu numele și funcțiile lor. Dacă am transpune harta la scara realității, poate că am putea înțelege că oamenii nu știau ce se petrece în satul învecinat, fiindcă între stele sunt mii și mii de ani lumină, dar la scara cercetării mele erau prea multe puncte, mult prea multe puncte, e vorba de lagările de concentrare, pentru această țară atât de frumoasă. Sau, la început credeam că un arbore genealogic e un soi de brad, un pom cu podoabe scoase din lăzbeci. Fragile cum sunt, câteva globuri se sparg, câțiva îngeri sunt urâți și robuși și supraviețuiesc tuturor mutărilor dintr-o locuință în alta. Oricum, bradul este singurul arbore familial pe care îl aveam. În fiecare an era cumpărat unul nou și apoi aruncat cu o zi înaintea zilei mele de naștere. Așa s-a întâmplat și cu oamenii din familia mea. Vă mulțumim, vă recomand cu multă căldură acest volum. Reușește să creeze o emoție, nu pentru că vorbește și despre tragediile din prima jumătate a secolului 20, ci pentru că acest road movie în căutarea familiei este de fapt, așa cum bine a spus Mihaela Dedeoglu, o ajungere a persoanei scriitoarei în adâncurile ei, din care ies aceste bijuterii literare care alcătuiesc romanul Poate Este.